Hello, hello! Hai să vedem care este energia zilei pentru ziua de marți, 20 iulie, și să descoperim împreună mesajele cărților de tarot pentru această zi, folosind o singură carte. Foarte frumos! Avem aici șaptele de bâte, o carte care ne arată că, indiferent ce se întâmplă astăzi în viața noastră, noi ne aflăm pe poziția de superioritate. Și orice probleme, orice ne aruncă viața în față astăzi, putem să depășim acest moment prin forțele proprii. Pentru că dreptatea este de partea noastră, soarta este de partea noastră, avem energia, avem cunoștințele, avem posibilitățile să depășim acest moment critic folosindu-ne de forțele proprii. Pentru cei care sunteți în vacanță, în concediu, șaptele de bâte ne arată că e o zi ideală ca să faceți niște sporturi, niște activități fizice care necesită foarte multă anduranță, foarte multă energie din partea voastră. Folosiți-vă de energia zilei după cum credeți voi de cuvință, aveți la urma urmei liberul arbitru și e foarte important să rețineți că este în mâinile voastre puterea de a decide ce faceți cu aceste energii, ce faceți cu aceste mesaje, cum reacționați în fața provocărilor pe care vi le aruncă viața, destinul, divinitatea în față. Dacă v-a plăcut interpretarea mea și vreți să vedeți mai multe etalări de tarot, vă invit cu mare drag pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru voi. Pa, pa!